mă plimbam pe stradă. Am văzut-o ieșit dintr-un bloc și continua să meargă. Am mers în urma ei și-am hotărât că-i bine să mă schimb cumva, nu vreau un golar ca mine. Am renunțat la training, la Adidas și care m-au crescut, ei m-au făcut mare. Mi-am luat un costum, cravată și-am plecat mai departe. Fata asta nu e genul, să o dai pe noapte. Am mers în urma ei din nou, am intrat în vorbă. I-am zis că-mi place de mult timp, dar nu am fost în formă. Din vorbă în vorbă am invitat-o într-un club. Mi-a zis că va veni, că va veni absolut. Seara, după câteva pahare și ceva de mâncare, ne-am uitat la un film, am băut niște vin. Continuarea însă n-are rost să povestim. Fata asta m-a nebunit, vă spun, m-a făcut să cred că sunt ușor nebun. Fata asta e foarte deșteaptă, când e din plasa ei nimeni nu te mai scapă. Fata asta m-a nebunit, vă spun, m-a făcut să cred că sunt ușor nebun. Fata asta e foarte deșteaptă, când e din plasa ei nimeni nu te mai scapă. A doua zi am plecat la film cu ea. Mi-a zis că vrea romantism și încredere deja. Eu sunt total nepregătit, dar cu 2-3 trandafiri o câștig din plin. Merge mai departe și vrea senzații tari. Sunt un dealer care are poturi foarte mari. Eu o surprind mereu, ea îmi spune că sunt în zeu. Nici măcar nu știe că sunt un concept mereu. Fata asta m-a nebunit, vă spun, m-a făcut să cred că sunt ușor nebun. Fata asta e foarte deșteaptă, când e din plasa ei nimeni nu te mai scapă. Fata asta m-a nebunit, vă spun, m-a făcut să cred că sunt ușor nebun. Fata asta e foarte deșteaptă, când e din plasa ei nimeni nu te mai scapă. Vă spun, m-a făcut să cred că sunt ușor nebun. Fata asta e foarte deșteaptă, când e din plasa ei nimeni nu te mai scapă. Fata asta m-a nebunit, vă spun, m-a făcut să cred că sunt ușor nebun. Fata asta e foarte deșteaptă, când e din plasa ei nimeni nu te mai scapă.